Sana Sarză vede tot la colega noastră Mihaela, care ne oferă și prima știre. Bună dimineața! Bună dimineața, Mihaela! Bună dimineața! Apar informații noi despre iubitul Simonei Halep. Se pare că Tony Iuruc ar fi fost căsătorit de două ori. Prima căsătorie ar fi fost cu un fotomodel cunoscut, iar aceștia au ajuns în pragul divorțului. Au ajuns să divorțeze pentru că tânăra provenea dintr-o familie înstărită și avea un stil de viață cu care afaceristul nu s-a putut obișnui. Cea de-a doua căsătorie însă a fost ceva mai scurtă. A fost o căsătorie care a durat 10 luni, iar motivul divorțului a fost infidelitatea fostei partenere. Cu toate acestea, se pare că afaceristul este foarte plăcut de membrii familiei Simonei și a fost foarte bine primit în sânul familiei. Haideți să urmărim ce ne-a declarat Stere Halep. Întotdeauna un sportiv, când ajunge prea mare, atunci începe să insceneze toate felurile și toate... Pentru că și ea este un copil normal care trebuie să stea și ea de vorbă. Dacă stă de vorbă cu cineva, gata, într-adevăr, domnule, relația asta. E deranjant pentru Simona. Și pentru noi, ca familie, e deranjant să spună niște lucruri care nu sunt adevărate. Așadar, Simona Halep trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, pe lângă faptul că este campioana noastră și a reușit să câștige ultimul turneu de Grand Slam, Wimbledonul. Iată că și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de acest afacerist, despre care am comentat, da, că are 40 de ani, că este o diferență de vârstă între ei, dar iată că au ieșit aceste detalii la iveală. Faptul că el a mai fost însurat de două ori și ar fi divorțat recent de ultima sa soție pentru a fi alături de Simona. Cum vezi lucrurile? Oamenii au libertatea să se despartă atunci când simt că nu mai are sens o relație. Sigur că nu putem să comentăm decât ceea ce am aflat din presă și s-a vehiculat și nu putem să ne rezumăm decât la aceste informații. Dar sigur este un model, după cum vedem, uzual, pentru că oamenii în ziua de astăzi nu prea mai stau împreună mulți ani. Ajung să se despartă și, contrar așteptărilor părinților noștri, pentru că pe vremea lor lucrurile erau diferite, oamenii astăzi nu mai încearcă să repare relații, ci renunță pur și simplu. Poate cu prea multă ușurință, dar fiecare știe cel mai bine ce este în povestea lui de cuplu. Potrivit apropiaților și surselor, motivul divorțului, ultimului divorț al lui Tony, așa îl cheamă pe iubitul Simonei Halep, ar fi fost infidelitatea soției, care se pare că ar fi și însărcinată în câteva luni. Se pare, da? Nu este absolut nimic confirmat. Dacă într-adevăr acest lucru s-ar confirma și ar fi adevărat, s-ar cam complica lucrurile, nu crezi? Crezi că Simona Halep ar accepta o astfel de situație? Sunt situații în care oamenii ajung să facă alegeri fără însă să-și clarifice relația în care se află. Și atunci se ajunge la situații de genul acesta în care apare un copil sau, mă rog, apare o relație pe care celălalt trebuie să o accepte pur și simplu ca atare, pentru că nu ai ce să faci. Deja alegerea fostului partener a fost făcută și nu ai decât să mergi înainte. Nu văd ce ar fi de acceptat din partea Simonei, pentru că ea n-are nicio legătură cu acea poveste. Povestea ei se rezumă numai la ceea ce este între ea și acest actual iubit. Credeți că relația dintre cei doi o să funcționeze? Până la urma urmei trebuie să vedem și varianta pozitivă, adică faptul că este un bărbat cu experiență, are vârsta de 40 de ani, ar putea să înțeleagă mult mai bine pe Simona într-o relație. Acestea sunt premisele pe care pornim întotdeauna când facem alegeri în care partenerul este mai mare ca vârstă, da? Adică încercăm să ne încurajăm. E o alegere bună, ce dacă e diferență? Uite, astea sunt avantajele. Dar, într-adevăr, orice relație trebuie să primească o șansă. Nu putem să spunem din start, domne, nu o să funcționeze pentru că e nu știu ce diferență de vârstă sau nu o să funcționeze pentru că el e nu știu cum și-a fost căsătorit sau că nu știu ce. Nu. Întotdeauna când se încheagă un cuplu, trebuie să dăm toate șansele pentru că oamenii aceia ajung împreună din rațiuni și emoționale, dar și de altă natură. Am comentat pe seama faptului că iubitul Simonei Halep a fost foarte discret privind relația pe care o avea cu Simona. Iată că probabil faptul că încă era un bărbat însurat întărește discreția celor doi. Mai mult ca sigur că între el și fosta soție nu mai era iubire de mult timp, dar iată, din nou, este faptul că este un bărbat experimentat care respectă femeia de lângă el, în sensul că până nu s-a oficializat divorțul, cei doi nu s-au luat de mână și nu s-au afișat ca și cuplu. Dovadă stau imaginile surprinse de paparații recent în care cei doi se sărută. Este primul sărut
Este vorba aici care de educație, da, este vorba de educație și într-adevăr de una dintre valorile pe care noi femeile le apreciam cel mai mult, respectul față de femeie, da? În momentul în care nu te afișezi și nu încerci să creezi o imagine legată de o relație până când nu te-ai clarificat și până când nu ești un om liber, mie mi se pare de apreciat. Așa cred că ar trebui să procedeze toți oamenii care aleg să se despartă și să-și încheie o altă relație. Crezi că va rezista relația dintre cei doi, având în vedere că acest bărbat a mai fost însurat de două ori, are un trecut amoros un pic controversat și mai ales faptul că tatăl Simonei Halep este destul de vehement privind căsătoria și mariajul Simonei? Este practic imposibil să facem o predicție în condițiile în care nu cunoaștem felul în care relaționează cei doi și cum a început povestea lor. Deci fără să cunoaștem niște informații de acest gen, nu avem cum să dăm un pronostic. Dar e posibil să funcționeze. Așa cum spuneam, orice relație merită o șansă. Faptul că a mai fost căsătorit nu arată că este instabil sau că n-ar putea să ducă o relație pe termen lung. Corect, dar divorțul cu ultima soție s-a finalizat acum foarte puțin timp, acum câteva zile, o săptămână, ceva de genul, adică este proaspăt ieșit dintr-o relație, dintr-o căsnicie, ușor șifonat, dacă ar fi să luăm în considerare motivul și anume infidelitatea soției. Ca bărbat, deși are 40 de ani și este experimentat, nu crezi că este puțin nepregătit să intre într-o nouă relație și aceea cu Simona Halep? Este foarte bună întrebarea ta, este adevărat că e nevoie de acea perioadă de doliu psihologic în care fiecare om trebuie să consume suferința, să se adapteze după o schimbare majoră în viața lui. Dar noi nu avem de unde să știm care este de fapt momentul real al despărțirii, pentru că această perioadă de vindecare sau de obișnuire cu noua situație, de adaptare, ar fi putut să înceapă mult mai în urmă, cu ceva timp, acum doar se finaliza din punct de vedere legal. Da? Și atunci, dacă procesul acesta de vindecare a început în urmă cu mai multă vreme, cu mai multe luni, poate cu un an și ceva, atunci este un moment propice pentru a începe o altă relație. Pe de altă parte, este prima dată când vedem ceva serios atunci când vorbim despre Simona Halep și un presupus iubit. Am mai fost până acum surprinsă alături de un antrenor de tenis într-o vacanță din Italia, pe care au petrecut-o cei doi în Italia, însă nu a confirmat niciodată nimic. Au mai fost supoziții despre fiul altui afacerist macedon de asemenea, însă nimic concret. Pe de altă parte, dacă ea este fericită și echilibrată și mulțumită, cred că asta este cel mai important, pentru că ca și sportiv de performanță îți trebuie și un echilibru sentimental. Absolut. Echilibrul acesta din viața personală se realizează într-o legătură directă și cu viața ta de familie, cu viața profesională, adică trebuie să fie o congruență între toate acestea. Da, ea este o fată discretă, este o fată educată. Faptul că noi toți o admirăm și suntem cu ochii pe ea de atâția ani de zile ne face cumva curioși să vedem încotro se îndreaptă și viața ei personală.